Hai coșar, coșar, prin oraș goinar, goinar, m-a văzut un om încruntat și s-a luminat. Hornărul este nevoie de serviciile lui și acum, cum a fost și acum 50 sau chiar 100 de ani. Și asta pentru că, deși mijloacele de încălzire sunt tot mai diverse, mulți dintre maramureșeni au optat în ultimii ani pentru încălzire pe combustibil solizi. Asta însă cere periodic și o curățare a coșurilor de evacuare a gazelor. Și aici intervine omul îmbrăcat în negru, dar nu cu peria pe umăr, de această dată, ci cu trusa. Una modernă, așa cum au și cei care își desfășoară activitatea în vestul Europei sau peste ocean. Sunt niște scule care se îmbină elementele unul între altul, în celălalt și totul rezultă, aducem la înălțimea care avem nevoie. Folosim mașină de înfiletat, cu turație mare, folosim perii de curățare. Ce perii aveți? Ce perii sunt? Că parcă e silicon. Nu, sfire de polietilenă sau plastic din ala special. Cu o astfel de dotare, un coș este curățat în 15 până la 30 de minute. Din păcate, maramureșenii solicită coșarul doar când sunt nevoiți. Au fost coșuri la care lucri și ore întregi, pentru că depunerile atât de mari încât nu le poți curăța cu firele și atunci trebuie să acționăm cu lanțul de curățare. Când, în general, sunt depuneri mari? În momentul în care centralele sau coșurile de fum nu sunt folosite corespunzător, umiditatea lemnului este foarte mărită, că în momentul în care se face arderea lemnului, se evaporă apa. Când se evaporă apa, se combină cu fumurile și atunci se fac depunerile de gudron. Cei care sunt clienții lui Ciprian Lui sunt conștienți că trebuie curățate coșurile de fum și apelează la hornar ori de câte ori trebuie. Dar nu sunt toți așa și se trezesc unii că le iau coșurile foc. Cel mai bine pot dovedi acest lucru pompierii care sunt solicitați să stingă flăcările. Cei care aveți nevoie de coșar, nu vă gândiți prea mult. Coșurile sunt curățate repede, iar tarifele pornesc de la 60 de lei.